Salutare, fan Lego! Bine ați venit la un nou episod de știri Lego și ca să fie foarte pe scurt, în caz că n-aveți timp să vă uitați, este așa. Nu, 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 da, nu, 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 da, poate, da, nu, 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 da, nu, poate, nu, 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 da, nu, 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 poate, nu, nu, nu și da. Spor la construit! Ok, acum la modul serios, știu că nu e știre de ultima oră, dar au apărut calificații pentru următoarea tură de LEGO Ideas și m-am gândit să totuși să-i discutăm un pic, a trecut ceva vreme de când am mai vorbit despre LEGO Ideas și uite cine-i primul aici pe listă, este chiar prietenii noștri de la Face Brick Up cu Forest Man Secret Inn. Acum despre proiectul ăsta știți, am vorbit, v-am dat tot felul de detalii, sunt foarte multe alte seturi medievale în general la LEGO Ideas, știți că este un subiect pe care l-am mai discutat de 1000 de ori. Este și în tura asta, mai sunt câteva proiecte, deci în cazul ăsta eu o să fiu un fel de poate spre nu cu șansele sale de câștig. Îmi pare rău, dar asta este, știe toată lumea că este o, cum să zic, o supraabundență de teme din astea nostalgice în LEGO Ideas. Următorul este legendarul Concord, făcut de către Orbiter 88. Este o machetă la scară a celebrului avion de pasageri. Are și niște funcții incorporate, vedeți aici, mie personal mi se pare că botul nu a fost făcut prea bine, trebuie să fie mult mai lung, dar partea faină este că, unde e poza, se poate rabata în jos. Asta era o chestie pe care chiar o făcea Concordul adevărat pentru ca piloții să poată vedea pista, pentru că era nasul atât de lung și ascuțit încât nu se vedea nimic de el. Deci asta e foarte tare, are tren de aterizare, i-a făcut și un suport aici, da, în general arată binișor. Se vede că e făcut așa cam cu ce piese au mai avut pe acasă. Mie mi-ar plăcea ca și machetă. Din păcate, nu știu ce să zic de el, cât de viabil e sau nu. Eu deocamdată o să-i zic nu, pentru că sunt alte idei în tura asta care cred că au mai mare potențial. Următorul este Mini City Diorama, Londra, cu o stație de sub... Era să zic sub autobuz. Stație de metro, am vrut să zic, îmi cer scuze, am uitat cum se zice. Făcut de John Harvey, este o dioramă foarte interesantă, îmi place ideea asta de disecție, așa de cutaway, ca să vezi toate nivelurile și ce se întâmplă la fiecare. Însă, nu știu, e un pic așa, seamănă prea mult cu clădire modulară, pe de altă parte ar putea fi cam prea de nișă, nu-l văd să fie o idee care să câștige. Următorul este The Lego Toilet, v-am zis apropo că sunt 39 de idei Lego de data asta, deci măcar nu au crescut față de atunci când erau 50 și nu știu câte. Începem să găsim așa, să ne reglăm. Deci, toaleta Lego, yes! Am trăit să vedem și pe asta, făcut de Nick Lafreniere 1. Este o toaletă Lego, nu știu ce să vă explic altceva. În plus, uite acolo vasul de WC cu rezervor, cu colac. Este, nu este la scară cu minifigurinele, după cum puteți observa aici, dar, cum să zic, adică e ciudat să zic arată frumos când e vorba de un WC-ul, dar arată, avem și o plăcuță UCS, ăsta cred că este detaliul meu preferat din toată chestia asta, plăcuța asta UCS de aici, care zice, toaletă, material porțelan, tip de scurgere, tip S, trage apa... Nu știu, scrie o cantitate de litri acolo, dar nu-mi dau seama cât. Și funcție principală, igienă. Asta este un mod foarte, foarte igienic de a spune la ce se folosește o toaletă. Dar, avem aici și un instalator, avem chiar și o perie cu care să o păstrăm curată în casă. Ok, să încerc să nu duc prea departe de ideile. Se vede și rezervorul la spate, asta îmi place, asta e o idee faină. Poți să vezi rezervorul la interior. Panourile astea sunt albastre, transparent, ca să pară că e apă înăuntru. Vedem și mecanismul aici, cu vezica aia, cu pârghia, cu lanțul, cu tot. O idee pe care o aplaud pentru cât este de îndrăzneață. Eu simt omul ăsta, tipul ăsta, Nick, îl simt în sufletul meu, pentru că și eu în clasa 12-a, la atestat la engleză, am vrut să fac despre istoria hârtiei igienice și nu m-au lăsat. Dar uite că se poate, totuși, dacă ai ambiție, poți să ajungi cu un WC-ul la LEGO Ideas. LEGO Koala, nu am foarte multe de spus despre setul ăsta, ați observat că are câte două degete mari, ursulețul Koala, asta așa e și în realitate. Ce am vrut să zic despre setul ăsta, foarte drăguț, făcut de LEGO Truman, o persoană care a mai apărut la noi în știri, dar ăsta putea fi foarte bine un set Brickheads. Și de aia cred că LEGO nu o să-l facă și de aceea i-am dat nu.
Wild West Mine. Na, ăsta e un set foarte frumos, inspirat dintr-o gamă mai veche Lego, iarăși aceeași problemă cu Wild West, dar îmi place foarte mult setul ca idee. Are un roller coaster care merge roată, are tot felul de chestii ascunse pe aici, are chiar și o locomotivă minusculă, foarte, 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 foarte frumos. Dacă ar alege vreodată Lego să facă așa ceva, nu o să-l facă la Lego Ideas, pentru că o să-l facă la Creator 3-in-1, așa cum am văzut cu castelul și cu pirații. Așa că o revitalizare a vestului sălbatic nu se va întâmpla, cred eu, prin Lego Ideas. Și dacă s-ar întâmpla, l-ar face mult mai pacifist, pentru că după cum vedeți aici, setul ăsta e plin de arme, geamuri sparte de gloanțe, târnăcoape în cap, tot felul de chestii. Deci probabil că Lego ar mai pacifica un pic setul înainte să lanseze. Eu zic că este un nu, tocmai din cauza că dacă vor, o să-l facă la Creator. Urmează biblioteca de către Jiwoo și o să-l mai vedem pe el un pic mai încolo. Este o clădire modulară, foarte complexă, foarte stilată. Are și câteva elemente așa de umor, cum ar fi banca asta în formă de creion, ceea ce îmi place foarte mult. Și spațiul deasupra, interiorul este absolut superb. Deci arată ca o bibliotecă din aia națională, nu că ceva așa, cât o clădire modulară. Felul în care se deschide foarte elegant, cred că elegant e cuvântul cu care își descrie setul ăsta, dacă ar fi. Iarăși încă o chestie drăguță, se despart etajele, dar cartea asta, ați observat că e o carte uriașă deasupra intrării, cartea asta rămâne acolo. Deci cumva nu știu dacă poți să și folosești ca să-ți protejești cărțile adevărate. Arată foarte, foarte, foarte frumos, ingenios. Din păcate este clădire modulară, ceea ce înseamnă că Lego nu o să o facă, dar îmi place enorm ideea asta. Steampunk Airship, făcut de Brickhammer. Și aici e foarte simplu, cred că am mai discutat despre nava asta. Eu vreau să o văd că devine. Deci eu cred că asta chiar are șanse reale să devină set. Deci asta, da. Tales of the Space Age, care este o serie de 3 poze micuțe făcute cu piese. Asta este o construcție, aș zice, cât de cât faimoasă în comunitatea de fani Lego adulți, pentru că a tot circulat, sunt mulți care și-au construit și ei setul ăsta din piesele lor. E elegant, e simplu, e frumos, e făcut cu gust artistic. Având în vedere că apare setul cu Noaptea înstelată a lui Van Gogh, ar putea să apară și ăsta, nu știu, nu sigur. Făcut de John Carter, apropo. Un nume foarte potrivit cu alte planete și chestii. The Kit Kat Clock. Na, ăsta din start vă zic, eu vreau să devină set. Mi se pare foarte tare, mi se pare foarte așa old school și o idee adică, cum să zic, o idee care nu a mai fost încercată până acum, din câte știu eu, la Lego Ideas. Vedeți acolo în interior. Chiar face rotația ceasului. Deci ceasul se rotește o oră într-o oră. Deci chiar e pe bune. Făcut cu mecanismul ăla ce vedeți acolo la interior, foarte, foarte tare. În era asta retro, vintage, mai ales după ce lumea a cumpărat mașina de scris, ăsta ar merge foarte, foarte fain pe lângă. Deci eu cred că pisicuța chiar are o șansă reală să câștige. Așa, coliba lui Moș Crăciun. Lăsând la o parte faptul că este un set de Crăciun și Lego are deja propria lor serie de Crăciun, e un set foarte frumos, dar clar nu o să devină set oficial la Lego Ideas. Uitându-mă peste el, zic, mă, ce seamănă ăsta cu A-Frame Cabin de data trecută? Măi, și mă uit aici sus la nume, Norton 74. Păi tot el e, mă. Fundația e făcută la fel, folosește anumite mini construcții și la construcția asta a modificat și adaptat A-Frame Cabin-ul la un alt context. Și arată foarte bine, dar să se mulțumească cu A-Frame Cabin-ul, că ăsta nu o să câștige. După aceea mergem la Mach Patrol, făcut de Mitsusan 78. Până în secunda asta eu n-am auzit în viața mea de Mach Patrol. Acum, poate unii dintre voi ați auzit, poate unii mai în vârstă decât mine au auzit, că asta a fost o serie de animație care circula foarte, foarte mult în Italia. A devenit faimos acolo. Dar, na, deci e o mașină care se transformă într-un avion, ai și personajele aici, dacă cunoașteți serialul o să știți mai multe decât mie despre el, are și tren de aterizare aici. Funcția e faină, îmi place cum se transformă, era și o animație aici undeva, animația să o vedeți. Da, e foarte, foarte fain gândit, foarte isteț și cu ingineria ca lumea, dar, din nou, subiectul este prea de nișă. Mai departe, Polar Express, aniversarea de 20 de ani, făcut de Edwin, și cu Edwin am mai avut de-a face cu setul singur acasă, dacă mai țineți minte.
Expresul Polar. Eu n-am văzut filmul, nu cred că o să facă Lego trenuri la Lego Ideas, tare mă îndoiesc, așa că o să zicem și lui ăsta nu. Hai să vedem personajele aici întâi. Nu știu pe niciunul din oamenii ăștia, trebuie să mă uit la Polar Express. Am auzit că animația e groaznică. Lego Insects, făcut de Hachiroku 24, și pe ăsta știu. Bă, deja știu pe toți. Insectele, super tari, foarte fain. Vă aduceți aminte de setul Lego Ideas cu păsări? Așa ceva e și ăsta, îl vreau. Musai, neapărat, eu votez da la ăsta. Boeing 747, Carlinga, unui avion Boeing 747. Nea, prea de nișă. Boeing în secunda asta, nu știu dacă știți, dar nu e tocmai o companie cu reputație foarte bună, mai ales după problemele cu avionul 737 MAX și de fapt nu doar cu avioanele comerciale, dar și cu Starliner-ul lor, nava lor spațială care trebuia să deja de nu știu de când trebuia să meargă către stația spațială și numai probleme întâmpină săraca aia capsula. Deci frumos, foarte drăguț, se vede că omul știe ce au făcut aici, au o grămadă de stickere, deci ăsta o să fie set care, adică dacă ar fi, ar trebui să fie cu printuri, pentru că lumea ar lua-o efectiv razna dacă ar trebui să pună atâtea stickere. Asta este o idee pe care am avut-o și eu mai de mult și cred că aș fi implementat-o un pic mai altfel decât acest constructor. Deci, este vorba despre Sherlock Holmes 221B Baker Street, făcut de Dreamin Bricks. Seamănă cu o clădire modulară, deși e așa doar jumate, vezi aici etajul, sala de primire. Ce mi-ar fi plăcut mie, adică care era ideea mea pentru un set cu Sherlock Holmes, era să nu ai casa lui Sherlock Holmes, că aia a înțeles toată lumea, da, ok, Baker Street, bla bla bla. Să fie un set unde a avut loc o crimă pe care Sherlock Holmes trebuie să o rezolve. Aia ar fi mai fain. Să ai piese cu indicii, să tot felul, știi, ca să stai după aia să încerci să-ți dai seama ce s-a întâmplat folosind indiciile din set. Ar fi fost mult mai interesant după părerea mea, așa cum e acum, poate o să devină set, dar nu cred că o să... Nu știu, șansele sunt destul de mici. Mergem mai departe, Adventure Box, de către Homobricus, o cutie în care poți să-ți ții piese, el ne-a propus aici minifigurine, totul este cu o temă asiatică, ați văzut, un dragon acolo jos, arme, tot felul de chestii ascunse. Îmi place foarte, foarte mult cum arată chestia asta și cum e executată și stilul și tot, dar nu-mi dau seama pentru cine e ăsta ca și cadou, ca și un public mare, știți ce vreau să zic? Ăsta l-aș putea vedea ca un cadou făcut special pentru cineva anume, dacă să zicem că eu sunt un master builder Lego și știu pe cineva care acum are ziua de naștere și îi place foarte mult, nu știu, cultura Chinei sau ceva. I-aș face o chestie din asta să-i explodeze creierul când o vede. Dacă aș fi produs așa, I don't know, eu zic că nu. Wuppertaler Schwebebahn, acest tren suspendat este foarte interesant, foarte frumos executat, dar din nou este foarte de nișă, așa că o să zicem nu. Pare rău, Manuel 9000. Mai mult succes data viitoare. Ralph Rangal ne aduce un set cu plântuțe suspendate care arată incredibil de bine, așa de mult îmi plac, dar cu toții știm că Lego a început deja colecția botanică, deci șansele ca setul ăsta să câștige sunt slabe. Îmi pare rău, mi se limbă plimba în gură. No, ăsta îi dau o șansă, da. Polaroid One Step SX70, făcut de Mini Brick Productions. Ăsta e exact pe nișa aia de adulți, nostalgie, mai țineți minte când, toate chestiile alea ce le face Lego acum. E o cameră Polaroid, scoate aici un tile cu poza cum ar veni, poți să și deschizi acolo să vezi detalii la interior. Foarte, foarte frumos și dacă nu mă înșel, e foarte aproape de scară 1 la 1, ceea ce e un avantaj mare, 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 mare de tot. Deci ăsta eu zic că are mari șanse să devină set. Opera de Jiu, v-am promis, v-am zis că o să fie. Opera are multe, multe asemănări ca stil, foarte mult bej și auriu cu maro închis. Așa, face așa o notă armonioasă cu biblioteca cum ar veni. Vedeți, este o intrare extraordinar de somptuoasă, nici nu îți vine să crezi. Aici se pot vedea etajele și vreau să vă arăt sala. Asta e unde urci de la intrare. Și asta ar fi... Nu, 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 nu.
O secundă, unde-i? Asta ar fi sala, aici, așa, vedeți acolo rândurile de scaune, este și o lojă acolo, mai multe de fapt, și acolo e scena. Sunt surprins cât de bine a reușit să bage, două loji, wow, cât de bine a reușit să bage atâta spațiu într-o clădire care pare foarte mică, care trebuie să fie îngrămădită ca să încapă detaliile în ea. Da, fantastic, foarte, foarte bună muncă, dar din nou, clădire modulară. Nope. După aceea, Lumic ne aduce acest Lancia Delta integrale 16, era să zic 16 volți, vreau să zic 16 cilindri în V, habar n-am mașini. Mașina de raliu din 1990. Îmi place foarte mult setul ăsta și o să vă zic de ce. Omul a făcut aici stickerele lui proprii și le-a decupat și le-a tăiat, le-a printat. Și-o printat și niște piese chrome, dacă vă arăt frontal, numai un pic așa să vedem unde e poza frontală. Uite așa, piesele astea de aici, astea sunt cromate probabil de el pe banii lui. Deci o pus foarte, foarte mult suflet în mașina asta. Îmi place că văd pasiunea omului pentru model aici, în ce-a făcut. Având în vedere că e o mașină foarte, foarte, foarte mare, din multe, multe, multe piese, probabil că asta ar fi mai bun subiect de creator expert, sau mă rog, 18+. Deci șansele, din păcate, sunt foarte mici, o să trebuiască să-i dăm un nu, dar Lumic, dacă te uiți la acest video și înțelegi română, ceea ce sigur nu, să știi că îmi place extraordinar de mult proiectul tău, foarte, foarte mult, și chiar ca așa, ca și persoana care nu-i cu mașinile. Castle of Brickwood Forest, făcut de Povoc, ar merge foarte bine lângă celălalt set cu castel, din nou șansele, așa că mergem mai departe. Dar e frumos, chiar e frumos. Gilmore Girls House. Trebuie să vă mărturisesc ceva. Mie îmi place foarte mult Gilmore Girls și m-am uitat la serial. Așa că eu teoretic ar trebui să zic că vreau setul ăsta să devină realitate, dar a mai fost un set la Lego Ideas inspirat din Gilmore Girls și era Luke's Diner și ăla a fost mult mai fain. Deci dacă ne uităm, adică casa arată bine, dar nu e așa un pic cam simpluță și cu piesele astea de acoperiș și aici apare ceva construcție de acum, nu știu, 10-15 ani, ceva de genul. Dinerul lui Luke arăta, deci era la nivelul cafenelei Friends sau ceva de genul. Era mult, mult, mult mai tare. Deci, din păcate, mă tem să zic că nu cred că o să câștige asta. Aladdin, Friend Like Me, 30th Anniversary Special, făcut de Lud985. E un fel de dioramă, chiar o trebuie să mă uit la userul ăsta, că am crezut că tot el a construit și diorama aia cu fața lui Alice din Alice în Țara Minunilor. Nu el, ăsta e altul. E un fel de, cum să zic, așa, un tribut, o sculptură cinetică, de fapt, da. Aia e descrierea cea mai bună. Vedeți că are părți mobile, chestii care se învârt. Dacă țin bine minte, oare chiar au pus și motoare înăuntru. Nu mai știu, nu mai știu unde am citit, dar în orice caz, are funcții de mișcare, ceea ce tare, și mâinile se articulează. Cadrul ăsta îmi place foarte mult, când mâinile lui Genie dansează lângă el. Din păcate este Disney, Lego are licența Disney, deci e clar că ăsta nu cred că o să treacă. Probabil că este și un proiect destul de vechi. Ok, mergem mai departe. Deci ăsta nu. După aceea, Market Village, set medieval, nu, din păcate, făcut de Commander Brick. Air Jordan 1, făcut de, iar, hey, uite, pe Lego Truman din nou. Evident, încearcă să prind așa un pic din hype-ul cu Adidas și de obicei asta nu prea funcționează. Nu știu dacă Lego să cumpere licența și de la Nike după ce are de la Adidas. Din păcate, nu. Magical Village Over the Bridge, set de Crăciun cu Moș Crăciun, chestii, pas. Nope. După aceea, The Legend of the Sea Serpent, un set foarte frumos, care arată mai degrabă a operă de artă decât a set Lego. Absolut incredibil. Din cauza asta, nu știu dacă o să se facă. Pare așa mai mult model de display, dar nu știu exact pentru cine, mai ales că apare și setul ăla cu vikingii, cu șarpele din Midgard. Șansele sunt foarte slabe, dar vreau să zic că este un model superb. Mai ales ajută faptul că e apa neagră, e cu piesele alea transparente, așa, negre. Foarte, foarte frumos setul ăsta, are o atmosferă incredibilă. Orient Express, încă un Express. Deci am avut Polar Express, acum avem Orient Express, aveam și Sturben, Beftautzen, Van Ban, ăla, trenul ăla suspendat. Orient Expressul, din păcate, din motive de limită de piese, omul n-a putut să pună mai multe vagoane la el, că depășea limita de 3000 de piese.
Ceea ce ar trebui un pic să ne dea de gândit despre setul ăsta. Deci un Orient Express ori îl faci ca lumea și faci un set din ăla, nu știu, 5.000 de piese, 6.000, ceva, îl faci uriaș cât un Millennium Falcon, ori nu îl faci deloc. Adică doar așa o locomotivă cu un vagon e un pic cam... Na. Deci nu, nici asta. Notting Hill Market, prea de nișă, foarte de nișă. Eu nici măcar n-am văzut filmul Notting Hill, dar minte să știu despre cartierul ăsta unde are loc o piață în aer deschis. Lepra Lego, și pe el mai ține minte cu numele lui. Îmi pare rău, Lepra Lego, nu. După aceea, Numeric Steam Locomotive, încă un tren. 10.000 de suporte făcut de Alfred Boyer. Eu am o singură întrebare despre acest set. Ce este asta? Ben Luisa ne aduce viața la fermă și Ben Luisa, îmi pare foarte rău, dar așa sincronizare proastă ai avut fix acum când lansează Lego seturile cu fermă la Lego City. Iai, deci eu în locul lui Ben Luisa mi-aș da numai coape în cap în secunda asta. Setul este foarte frumos, e făcut cu un pic mai multă grijă așa pentru părțile estetice decât seturile City, desigur, dar na, uneori pur și simplu este setul Lego potrivit la momentul nepotrivit. Satisfactory Constructor, nu știu dacă ați jucat Satisfactory, sincer nici nu știu dacă a apărut încă sau numai se face crowdfunding-ul pentru el, habar n-am, ca și licență de joc e un pic cam, cum să zic, adică știu că are fani, dar nu e destul de mare ca și brand încât să devină set ideas, deci nu și aici. După aceea, Living on the Edge, încă un set așa cu foarte multă atmosferă, iarăși de același Ralph Rangal, același lucru ca înainte, atmosferă, foarte frumos, foarte multă personalitate, mai ales cum construiește mobilierul dinăuntru și ăsta tot, dar până la urmă e o chestie de display, deci nu știu, poate, hai să lăsăm la poate și mergem mai departe. Lego Minerals, făcut de DDF72, nu sunt pietre. Nu știu, aici o să mărturisesc, este foarte, foarte, foarte personal. Pe mine nu mă atrag chestia asta cu mineralele și pietre și așa. Arată interesant, dar nu sunt genul care să colecționeze și să țină prin casă și așa. Probabil că se adresează unei nișe asemănătoare cu cei care colecționează seturile cu plante. Deci poate cu ei s-ar putea să aibă succes. Eu nu, sincer, nu cred. Asta e un caz în care ceva făcut din piese Lego chiar nu arată la fel de bine ca ceva, ca și obiectul adevărat, să zic așa. Ajungem la Chip and Dale Rescue Rangers și am o întrebare despre setul ăsta. Care dintre ele trebuie să-l votăm? Ăsta de aici sau ăsta de aici? Că sunt diferite. Vedeți? Ăsta e unul și ăsta e altul. Uitați-vă la aripi, uitați-vă la... Na, cred că au trebuit ei să facă ceva redesign sau ceva, mă rog. Ce este Chip and Dale? Este Rescue Rangers, pardon, ce este Chip and Dale Rescue Rangers? Este un serial animat și cine îl deține? Disney. Așa că nu. Antique Cash Register, na, asta e super impresionant. Am stat și m-am uitat la setul ăsta nu știu câtă vreme să tot încerc să-mi dau seama ce piese au folosit, pe unde, care, ce, cum. Foarte frumos, făcut de D-Max Art. Din păcate, nu știu dacă Lego o să stea să facă drum lacquering la toate piesele alea ca să le facă auriști. Poate le face din plastic auriu, dar atunci nu o să arate așa fain. Eu zic că probabil că nu o să devină set ăsta. Arată foarte frumos, dar e un pic prea out there ca să devină set. Și ultimul set la care ne uităm astăzi, făcut de Seb E, Nautilusul lui Jules Verne. Deci un fel de set 20.000 de leghe submari. Eu iubesc cartea 20.000 de leghe submări, o iubesc de 20.000 de ori mai mult decât oricine altcineva și vreau să văd setul ăsta că devine realitate, așa că ăsta primește votul meu de da. Și cam asta este. Astea sunt cele mai noi calificări la Lego Ideas, 39 de idei, lăsați-mi mai jos care dintre ele credeți că o să câștige, dacă sunteți de acord cu alegerile mele, dacă nu sunteți de acord, mai ales că acolo întotdeauna e discuție interesantă. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit, ne vedem data viitoare, până atunci, spor la construit!